4 bilete la pariuri sportive pentru sâmbătă 27 iulie. Dragi prieteni, vă așteaptă biletul zilei GG pe care îl vedeți chiar acum în fața ochilor plasat la Superbet. 4 pronosticuri, ambele marchează, seria biletului aveți chiar acum în față. Apoi trecem la biletul cotă 10 format din două părți, să-l puteți vedea foarte, foarte clar, da? primele partide aici și continuăm cu partea a doua a biletului de la strategia biletul cotă 10, cotă finală pe acest bilet 11,95 seria biletului o aveți aici la Superbet, Pontul zilei vine de la partida dintre Dinamo și Sepsi, acolo unde anticipez un joc spectaculos așa cum a fost de obicei întâlnirile dintre Dinamo și Sepsi, mai ales că în ultima perioadă ambele formații par destul de în formă și cu poftă de joc. GG sau 3 plus, cotă excelentă, zic eu, 1.57 este pontul zilei. Continuăm cu biletul de 100 de milioane pe care mizez de obicei 30 de lei. Miza va aparține ca de obicei pariați doar atât cât vă permiteți. Eu încerc să fac minim 100 de milioane pe biletul meu eventualul câștig și dacă reușesc să-mi unul singur din 300, atunci voi fi pe profit. Așa arată biletul 200 de, de milioane, aveți seria biletului prima dată aici, da, sus, dacă nu o înțelegeți pe aceea sau nu merge, o folosiți pe aceasta de aici. Este un cod pregătit. Și continuăm cu biletul zilei cotă 3 acolo unde mergem pe corner la Slavia Praga. Sfepții Sfântul Gheorghe așa cum v-am obișnuit peste 1,5 goluri la partida cu Dinamo și Italia-Brazilia la volei total seturi peste 3,5 așa arată biletele pentru sâmbătă 27 iulie până data viitoare, nu uitați păreați responsabil, păreați cu cap